Conform unui nou ordin al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din data de 19 aprilie anul acesta, toate titlurile de proprietate se vor elibera numai dacă sunt însoțite de planuri parcelare. Acest ordin este bine venit, întrucât se va pune ordine în ceea ce privește amplasamentul fiecărui proprietar în tarla. Nimeni nu, odată planul de parcelare avizat de către oficiul de cadastru, nu se mai poate face nicio schimbare. În momentul în care se va emite titlul de proprietate, se va face și înscrierea în cartea funciară și abia apoi va fi transmis proprietarului.